ziua! E, dar și frumos acolo, baloane, tăci trebuiești. Domnul Serghei, e și lumea. E, bravo, la mulți ani, domnul Serghei. Domnul Serghei sau domnul Serghei? Cum îți vă zic? Ia uite și, și găteală frumoasă, ia uite și baloane frumoase. La mulți ani, domnul Serghei. O zi frumoasă vă doresc. Adică nu e tot, nu e tot. Asta e cel puțin. Asta e începutul, așa? Așa e. Eu vreau să vă zic un sincer la mulți ani și să vă felicit din tot sufletul meu. Auzi ce ești. Ia uitați-vă și frumusețe. Ehehehe. Dar și ne le-a amenajat. Și ne le-a amenajat, domnul Serghei. Uite copiii mei. Uite, vedeți, sunteți cineva, iubit. Sunteți iubit, asta înseamnă că tare. Asta am văzut și eu. Asta ați văzut. Vreau să... Ceva ani în urmă. Ați văzut ceva ani în urmă. Vreau să vă transmit un sincer la mulți ani. Maria Ciorici vă deranjează și vreau pentru dumneavoastră o poezie să vă dedic, să vă am scris-o și vă dedic cu drag din partea la cineva care vă iubește la fel de mult și vă urează numai bine. Suntem trei la părinți. Sora cea mai mare, eu și tu, fratele mai mic. Iar azi pe tine te felicit, frățiorul meu cel drag și scump. Mereu ne-am susținut și ne-am ajutat în toate, pe unde mai greu, pe unde mai ușor am trăit, dar important că ne-am iubit, frate, și am crescut în armonie. Când părinții plecau de acasă, noi făceam pitigaie turte, iar tu stăteai la pânda noastră. Pe urmă ai mai crescut și te-ai împrietenit cu un verișor. Mama te punea la lucru, dar voi ochileați repejor. V-ați făcut în glugă cu strujani colibă. Luați de acasă țolinși, vă jucați acolo toată ziua. Iar când mama v-a găsit, ați început a fugi amândoi, de frică să nu vă bată. Mult școade ați făcut voi, ca mama să nu vă vadă. Ai venit într-o zi de la școală, mama lucra, iar tu te-ai dus să-i ceri 10 lei să te duci la box să ai bani de cheltuială. Iar mama, dacă nu știa ce, te-a întrebat. Dar tu i-ai tras o palmă și i-ai spus, acesta-i box. Și ai fugit să nu te prindă. Nu ți-a dat nici un leu atunci încă te-a luat la prășit? Și pe sora mai mare cu o vargă ai lichit-o când ți-a spus să-i zici lelea. Am mai crescut noi. Sora cea mai mare s-a căsătorit. Când trebuia să apară pe lume nepoțica noastră, iubit, te-ai dus la maternitate și de emoții. Tu ai spus că ești tata. Erai fericit, frate. Erai foarte fericit, frate. Am avut copilărie frumoasă. Tare multe năzbâte am făcut. Dar acum avem familii, frate. Doi copii ca două stele Dumnezeu ți-a dăruit. Întotdeauna ne-ai ajutat la greu. Erai ca un tat pentru copiii mei și așa vei rămâne mereu, ești scumpul, frățiorul meu. Poate ne mai certam, dar astăzi vreau să-ți spun și vreau să știi că ești unicul meu frate pe care mereu îl voi iubi. Ai mai crescut în carieră, ești mereu ocupat, nu prea reușești cu apelurile, dar știu că în inimă nici când nu ne-ai uitat. Ne mândrim cu tine și mulțumim lui Dumnezeu că avem așa un frate pe lume, niciodată indiferent la greu. Fratele nostru scump și drag, îți spunem un sincer la mulți ani alături de familia ta, surorile Tatiana și Aliona, și din partea lui mamei Valentina, te iubim foarte mult, scumpul nostru. Și se zice că un prieten poate fi mai aproape decât un frate, iar un frate mai mult decât un prieten. Să știi că tu ai fost, ești și vei fi întotdeauna prietenul meu cel mai bun, protector și sprijinul meu. Știu că întotdeauna mă pot baza pe tine. Îți mulțumesc, dragul meu, pentru buna ta dispoziție, care mai m-a lipsit încă din copilărie. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia ta și ajutorul care mi l-ai oferit mereu. Îți doresc multă sănătate, încredere, curaj, alegeri ușoare în viață, bucurie spirituală și noroc. Fie ca această zi să-ți aducă bucurie de neuitat. La mulți ani din partea surorilor tale. Și Carolina, nepoata, ea mi-a scris de fapt, ele e împreună acolo, dar Carolina e mai gine să pricepi cu internetul, am înțeles. Da. Și ea mi-a scris... Da, să frumos din suflet. Da. Și lor îi doresc multă sănătate. Și știi, dacă e sănătate, le faci pe toate. Așa-i. Faptați sănătate, succes și dragoste de la cei dragi. Că nu ai dragoste, tot e o problemă. Tot. Tot trășii câte o leacă. Și chiar vă mulțumesc frumos de suflet. Cu drag. Și sănătate și lor le doresc. Și adică îmi pare rău că nu sunt acum alături de mine și eu alături de ei.
Dar asta e. Lăsați-că. Lăsați-că, vă organizați voi cumva și vă întâlniți. Da. Oricum vine Paștele. Da. Să vă ajute Dumnezeu. Da. Amintirile din copilărie, cum spune Paștele mătii, da, Paștele nostru. Asta e Paștele nostru, chiar că e drept. Uitați-vă că viața așa e. Vorbesc cu foarte multe persoane zi de zi și chiar și eu inclusiv. Nu ne putem întâlni cu ai noștri dragi, ca și s-a întâmplat în lumea asta. Și nu... Eu vă urmăresc, vă urmăresc. Ia uite, mulțumim. Mi-ați fost direct în față, adică am știut cine sunt. Ați fost de partea cuiva. Am înțeles. Mersi mult. Vă mulțumesc mult suflet și dumneavoastră multă sănătate, iubire, dragoste. Și vă mulțumesc din suflet. Și... Se vede că sunteți o persoană veselă, de companie, optimistă. Mie îmi plac așa persoane la masă, spate de glumit, de stat, de chefuit. Ia vă fac o melodie. Și la masă, care-i treaba? Vă fac o melodie frumoasă. Cu drag, e, las că am fost odată și azi mai vin. Vreau să vă cânt. La Prepelița, din satul Prepelița, e Nina Dilescencu. Aha, am înțeles. Da, și tot așa. Da. Adică eu sunt de acolo, dar acum nu. V-ați stabilit în România de mult, da? De 2 ani. De 2 ani. Domnul Serghei! Da, credem, satul meu natal m-a ales. Adică am și acolo casă. Oricum vin acolo și facem... Ghefuială! Vreau să vă cânt o melodie frumoasă, tare, tare, tare pentru dumneavoastră, cu dedicație specială. Și... să vă urez la mulți ani și sărbătoare frumoasă. Să aveți astăzi și oaspeți buni. Ia uite ce melodie frumoasă. Izvoraș cu apă rece, am un frate, nu am 10, și-l iubesc numai pe el, măi, că e frățiorul meu, măi. Izvoraș cu apă rece, am un frate, nu am 10, și-l iubesc numai pe el, măi, că e frățiorul meu, măi. Frate, frate, frățioare, frățiorul meu, inimioara rău mă doare, frățiorul meu, că eu văd lacrimi la tine, frățiorul meu. Arde inimioara-n mine, frățiorul meu. Deci odată lacrimi numai de bucurie și așa vă dorim de tot sufletul. Domnul Sergiu, să fiți fericit, împlinit cu familia împreună, sărbătoare frumoasă, oaspeți mulți, nu prespoate, dar e ghine. Încă un pic vă cânt și vă las să vă pregătiți de sărbătoare. Uite așa. Frățiorul meu cel drag, măi, și de el nu mă despart, măi, pe lume cât mai trăiesc, măi, frățiorul am să-mi iubesc, măi. Izvoraș cu apă rece, am un frate, nu am 10, și-l iubesc numai pe el, măi. Hai, nu lăcrimați cât tot e ghinii, că e frățiorul meu, măi. Mi dau seama că voi dor tare. Frate, frate, frățioare, frățiorul meu, inimioara rău mă doare, frățiorul meu, când eu văd lacrimi la tine, frățiorul meu, arde inimioara-n mine, frățiorul meu. Ultimul refren v-am cântat și eu cu notă în gât, că mi-e dor și mie de frații mei. Domnul Sergiu, la mulți ani. Și mă scuzați. O zi bună vă doresc. Și sărbătoare frumoasă să aveți. Mersi mult. Mersi mult. Scuzați. Îmi pare rău că nu sunt frații cu mei, cu mine acum. Dar asta e, oricum, că ne vedem. Scuzați din suflet că v-am sensibilizat. Scuzați, o zi frumoasă vă doresc și la soție și la copii, la toți, toți multă sănătate.
Și succes în tot. Da, 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 salutare. Bravo, gospodina, bravo. Cu ce gustoșel faceți acolo? Ia să văd și eu. De toate câte o leagă. Ia uite-te. Ei, bună. De-a noastră moldovinești, așa? Așa e. Nu e putem. Adică asta e tradiția noastră. Așa e. Oriunde ne-am duce, dar Moldova cu noi îți duci, așa? Așa e. Mersi mult de suflet. Bine, eu vă las. Voastră, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu foarte, foarte mult. O zi bună. O zi bună și la revedere. Iată așa, frumos. M-am sensibilizat și eu până la urmă, am cântat cu nod în gât, că ei, fratele, fratele, frate rămâne și sângele apă nu se face și asta este viața. Felicitări, bravo, familiei frumoase, le doresc în continuare sărbătoare frumoase și surorilor la fel multe salutări. Și Carolina, bravo, la mulți ani.